tot pentru fata mea. Fata... Am ajuns chiar în tagul nebunie. E o nebunie din... E ține banonul. E din foama mea de știință. De când eram mic, să-mi bag pula... Am citit foarte mult. Și asta a făcut ca... Ce pula mea, mă? Ca să știu aproape tot. Ștefan Mic. Eu nu zic că era știință, e chiar foarte bună, dar... I-am overdozat să-mi bag acolo. Și am luat fără limită, fără discernământ din toate alea. Asta ce-a făcut? Eu nu mai cred în nimic. Să nu mai cred pe nimeni. Și de fapt asta m-a apărat. Pentru că aparențele înșală foarte. Prietenii nu sunt prietenii care sunt gândesc. Aia vor ceva de la tine. Se jucoaie. Să-ți ia haina după tine, să-ți ia mâncarea, să-ți ia bani. Prietenii, de adevărat, sunt cei cu care ai o pasiune comună. Depinde ce-ți place ție. În mod probabil, cum am mai zis-o de atâtea ori, o să fii jurist la fel ca măta. Vreau să vă fii prieteni. Restul, puli și pizde care vor să te jupoai. Îți poți face relații și cunoștințe din diferite domenii, dar fii atent. Te rup. Tu poți să zici acum, tatăl meu e ratat, e frustrat. Da, am ajuns un ratat, dar n-am. Dar am o experiență de viață în acolo rău. Și fiindcă trecem printr-o criză, sper când vezi tu mai să mai fie asta. Nu o să mai fie, în 2-3 ani să mai fie, sigur. Dar... Și asta. Prietenii sunt bulangerul pe care. Alegeți un sort oarecare, care îți place ție și el te place și asta e. Restul sunt jigotii, sunt vapola. Care vor să ceva, să profite după urma ta. Jigodi, jigodi și a jigodi. Și iată că jigodile vin în haită. O jigodie nu poate să vină de una singură, că e frică. Și atunci vine în haită. Vezi, când vine o haită spre tine, așteaptă-te la ceva. Sunt mai multe tactici la jigodi. Ori te înconjoară, atunci trebuie să spargi jigodiile. Ori te atacă așa din părți. Asta e valabil și la câini și la oameni. Deci, spargi-le cu tu ingredi. Poți.